Rodica Botez Bronte, o artistă mult apreciată, intrată definitiv în istoria artelor românești a secolului 20, dar odată cu trecerea anilor s-a vorbit mai puțin despre arta sa și a intrat într-un cont de umbră. S-a născut în 1910 la Horia, cu o activitate expozițională bogată, cu lucrări în muzee și în colecții particulare. În depistarea unor lucrări necesare fondului muzeal din Roma, mi-au fost de mare ajutor profesorul Nicolae Stețcu și doamna profesoară Smaranda Șehac, sora scriitorului Cezar Petrescu, care m-au îndrumat la o familie din București, Radu Botez, deținătoare a unor lucrări ale artistii și care ne-a donat două lucrări muzeului, iar alte două lucrări au fost achiziționate. O artistă care a iubit arta foarte mult, natura, armonia și echilibru. Dar existența sa a cunoscut una din dramele cele mai mari pe care le poate trăi un om. Orbirea. 15 ani. Ani înfricoșători, marcați de tristețe, de durere, de întuneric. Dar fiind o fire optimistă, încrezătoare, credincioasă, cu înțelepciune, a fost o învingătoare. S-a produs un miracol. După 15 ani, i-a revenit vederea. Arta sa a renăscut din durere, din tristețe, dar și dintr-o sfidare a tinereții față de destinul artistic. Și dintr-o mirare a ființei care s-a regăsit la o altă vârstă a lumii. În 1954 a revenit la viața expozițională cu aceeași intensitate artistică, cu aceeași dragoste. Dar frământările vieții nu s-au regăsit în arta sa. Nici furtunile, nici durerile sufletești. Totul este liniște și pace. Era îndrăgostită de armonie și de echilibru. Da. Este un autoportret executat în tinerețe, și este un adevărat document uman, de mare expresivitate. Prin rafinamentul acordurilor cromatice calde, prin sensibilitatea paletei, ne redă artista profunzimele sufletești întipărite pe chipul ei frumos și delicat, dar surprins într-o concentrare, dar dominat parcă de o liniște interioară. Drama de mai târziu pare de neînchipuit. Arta sa, tablou, a suferit un proces de restaurare, întrucât era prevăzut pe suprafață cu patru urme de la cuie, unul bătut chiar în frunte. Nu știm, ori de nepricepere când a fost etalat pe peretele de la Beci, l-am luat de la Beci, de la familia Radu Botez, sau dintr-o răzbunare. Realitatea că ei a suferit foarte mult. Arta sa ne-a fost restaurat de profesorul Ieremia Munteanu, cu atâta răbdare, cu atâta meticulozitate, întrucât i-a redat în tocmai forma inițială. Arta sa, care a evoluat la granița dintre figurativ și dintre modernism, o recomandă ca o foarte bună coloristă, care a știut să îmbină ceea ce se năștea din percepția senzorială cu construcția riguroasă mentală, într-o construcție închegată, unită, de mare luminozitate. I-a plăcut să privească peisajul, natura, să inspire aerul proaspăt și curat. Este suficient să ne uităm la tabloul acesta mare. Nimic
nu este decât liniște și pace. A interesat-o mai mult să accentueze picturalitatea imaginii și acțiunea luminei asupra suprafeței apei. Încolo nu este niciun val, nicio tulburare a apei. Creează o atmosferă de relaxare, de liniște. La fel și în imaginea următoare. Corabia la Sulina. Corabia la Sulina este plin de viață. Plin de viață prin coloritul, viu, cald, tot așa, o atmosferă care te îmbină la odihnă, la relaxare. Toamna nu ia o anotimpă, toamna n-a fost pentru dânsa un anotimp mort al vânturilor, al ploilor, ci natura, peisajele sale sunt îmbrăcate într-o simfonie cromatică specifică toamnă. Este în grădina botanică, tocmai un colț, numai bun, de admirație și de relaxare. A pictat cu foarte mare bucurie florile. Este suficient să ne uităm la buchetul de flori din vază, să vedem câtă vigoare, câtă vitalitate. Iar structura formelor angulare generează o energie interioară și un dinamism. La fel și în begonii, unde materia picturală, intens colorată din petale, dau strălucire și prosvețime. Atunci când redă peisaje cu case, cu foarte mare precizie, redă, subliniază arhitectura caselor, proporția și echilibru volumelor și tot așa într-o atmosferă caldă, senină. Este curtea interioară. Prezența omului se simte, deși nu este, prin obiectele din gospodărești din curte, rufele la uscat și ușa larg deschisă la casă. Portret plastică mică, din ceramică, este, observăm puterea, tendința artistei de simplificare, de esențializare a formelor. Forma umană, un portret a unei fete tinere, este foarte esențializat, foarte sintetizat, dar accentul cade pe ei și pe marama de pe cap, care cade ca un voal de mireasă pe spate și de-a lungul portului, două componente ale costumului național. Două creații ale artei populare. Da, asta a terminat. Artista a lucrat până la sfârșitul vieții, până în 1972. Acum, două, trei lucrări avem din 1971. La dorința ei, corpul i-a fost incinerat. O artistă, un exemplu de iubitoare de viață, care prin răbdare, prin credință, a depășit orice încercare dureroasă a vieții și a dat lucrări cu mare căldură, cu mare sinceritate și cu mare expresivitate, care îmi găsesc definitiv și au dat amploare artei noastre românești. Viața medicală a Romanului, care și-a desfășurat activitatea cu deosebit interes și cu dragoste de oameni, a iubit natura, un om foarte sensibil, foarte prietenos, așa cum și-a dus viața, a dispărut, din păcate, dintre noi, foarte puțin așa ne-au știut de această dispariție. Eu personal am fost foarte afectată și am căutat, pe unde am putut, să culeg ceva date despre viața și activitatea domnului dr. Petru Toboraș. S-a născut în localitatea Vinderei,
actualmente județul Vaslui, fost bârlat la data de 21.03.1920. Părinții săi, învățători, toporaș Margareta și toporaș Ștefan, au activat în municipiul Bârlat. Se trăgea dintr-o familie largă de învățători și preoți. A avut o soră, Virginia, chimist, și un frate, Miluță, eminent medic chirurg în localitatea Șindeu, Scrivanie, județul Zalău. Cursurile școlare, primare, gimnaziale și liceul l-au urmat în localitatea locală, Vindelei și apoi la Bărbat, terminând liceul Codreanu din localitate. Are doi copii, Carmen și Robica, ambele profesoare. Dacă te dați în opțiune mai sus, puțin mai jos, prima și prima. Așa, este domnul cu cravată roșie de lângă domnul profesor Andone la o ședință de la Istoria Medicinei și Farmaciei care se desfășura în muzeul nostru, din păcate, care nu s-a putut păstra și a fost devastat. A urmat facultatea de medicină la Iași, terminând-o în timpul celui de-al doilea război mondial. A fost înrolat în război ca locotenent medic în armata română și a ajuns în munții Tatra din Cehia. În timpul războiului s-a căsătorit cu doctorița Toporaș Alexandrina. Medicul Toporaș în timpul facultății a fost asistent și intern din anul 3 de facultate. La Xodrie a fost încadrat ca asistent universitar la vârsta de 28 de ani și la câțiva ani după aceea a devenit medic primar. În anul 1953 a fost medicul delegației franceze de la Festivalul Mondial al Tineretului din București. Pe plan profesional, încă din tinerețe, a tins către a ajunge un medic internist foarte bun și a avut preocupări de cercetare științifică. Din cauza regimului ostil, a fost mutat la spitalul din Port Livoaiei, pentru ca în anul 1953 să ocupe funcția de medic internist la spitalul din Roman, de unde s-a pensionat la vârsta de 60 de ani. Apelând la ajutorul unei foste colege, medic octogenar, fost stagiar, fost medic secundar, voi încerca să relatez personalitatea doctorului Toporaș. Grație pregătirii sale universitare, este numit șef de secție de interne din spitalul Roman, de unde a venit împreună cu soția sa, Alexandrina, medic ginecolog. Apariția sa în Roma a creat o adevărată grandoare profesională. Este primul medic care a introdus electrocardiografia. Experiența universitară și-a dovedit efectul în instrucția profesională. Colaborator apropiat ai venerabililor doctor Rusu Romulus, doctor Carp, doctor Epifan Cozărescu, doctor Ilie Gabriela, doctor Ana Munteanu, împreună cu aceștia, constituia un colectiv studiat și competent. Grație doctorului Petru Toporaș am început ședințele profesionale cu invitație și majoritatea cadrelor universitare care erau prezenți tot datorită meritelor sale în exclusivitate. Fiind cunoscute calitățile sale didactice, în anul 1967 i s-a încredințat 3 medici stagiari în secția de interne, de a căror formare profesională s-a ocupat în mod deosebit. Bun organizator, în 1970 a devenit șef de secție la interne, secție ce cuprindea toate specialitățile: pneumologie, endocrinologie, cardiologie. A introdus vizitele generale, 3 zile pe săptămână, luni, miercuri și vineri. Aceste vizite erau adevărate cursuri, bolnavi, colegi și cele 3 stagiare, deosebite benefice pentru toți. Cu multă amabilitate și competență, răspundea apelurilor din timpul gărzilor, indiferent de oră. Au fost situații când intervențiile țineau până în zori. În anii de referință se rezolvau urgențe de cardiologie, psihiatrie, neurologie și alte. Când a apărut ședințele de OSSM, conștiincios, doctorul Toporaș avea temă de fiecare dată. Același lucru se întâmpla și la raportul de gardă. În tot ce a fost, între timp a fost director și profesor la Școala Tehnică Sanitară. A ieșit la pensie relativ tânăr, motiv numai el. Numai de el știut.
În acel an, brandul Toporaș, voit sau nevoit, s-a stins. A fost director spitalului din Roman și a realizat refacerea acestuia după incendiul din 1960. Director a fost între 59 și 61. A predat la școala de asistenți din medical din Roma și nu a fost membru de partid. A fost un boem, spune Ginele Dânsul. A iubit arta, a iubit oamenii, pacienții, viața. I-a plăcut să fie elegant și uneori își schimba costumul de 2-3 ori pe zi. A fost un om nobil, anglo, a format zeci și sute de medici. A fost un exemplu pentru medicina romașcană. Pe plan literar a lansat două cărți, prima în 1990, intitulată Poezia alese și cea de-a doua, Fabule născocite printre vise rătăcite. Una dintre colaboratoarele sale, asistentă, Leonisa Samolilă, pensionară acum, mi-a povestit cum începea ziua de lucru. Dimineața, dacă vreți să mă întrebați, înainte de ora 7, era în secție cu salutul Salve popor. Raportul de gardă dura 10-15 minute, cel mult 30 minute. Cu toți medicii se prezentau cazurile noi și cele deosebite. Avea o ținută extraordinară. Era un om cu o cultură vastă, cu un flair clinic deosebit, un bun profesionist și coleg care făcea echipă bună cu dr. Epifanie Cozărescu. Deși nu aveau doctori tehnice deosebite, se asculta și cu urechea și totuși se puneau diagnostice precise. Organizau zile festive cu diferite ocazii, 8 martie, pensionări și excursii cu tot personalul. Acolo se văd din medicii de odinioară, doctorul Romulus Rusu, pe undeva este și domnul doctor Ghiviriga, domnul doctor Cozărescu, echipa de atunci. Am solicitat doamnei doctor Gheorghiu să-mi povestească despre perioada în care a lucrat alături de doctorul Toporaș. În 1979 a venit pentru stagiul de interne, unde l-a avut îndrumător. A rămas foarte impresionată de faptul că într-un oraș mic ca Romanul, vizitele erau întocmai ca vizitele din clinica universitară din care venise. Vizita și contravizita se făceau în fiecare zi, raportul de gardă cu medicii și stagiari, moment în care se prezentau diverse cazuri. Prima vizită se efectua la reanimare, salonul domnului doctor Epifanie Cozărescu, unde se făcea o adevărată medicină. A considerat că este o continuare a facultății. Se asculta un sustru sistolic mitrian, aortic, o simologie deosebită. Avea un caiet de conspecte, de cercetări, date referitoare la pacienți și cazuri. Era un șef de secție care nu făcea observații în public personalului, ci se adresa asistente șefe, dacă era cazul, iar cu colegii discuta în cabinet, în particular la vizită, dacă stagiarii propuneau un tratament mai puțin adecvat, intervenea cu finețe, invocând reacții adverse care ar fi putut apărea la acel pacient. Era o curățenie desăvârșită în secție, disciplină, saloanele erau aerisite înainte de vizită și după vizită. Nu se acceptau în salon alimente, acestea fiind duse în frigiderul din camera de gardă. Doamna doctor Gheorghiu se îndrepta spre chirurgie ca specializare, însă, după sfatul înțelept al doctorului Toporaș, și-a descoperit calitățile de internist, specializându-se în endocrinologie. Îi poartă o amintire frumoasă și mai păstrează și acum caietele cu studiile făcute primite de la dânsul. Aici suntem, după o ședință de la Societatea de Istorie a Medicinii, o avem și pe doamna în fotografie, doamna doctor Toporaș, este alături de domnul doctor Cozărescu. Am,
Am constatat cât de importante sunt aceste momente din viața noastră, când cei dragi nu mai sunt, măcar avem imagini și amintirea unor ședințe și a unor prelegeri deosebite. Personal, i-am cunoscut preocuparea științifică la o ședință USSM, unde a prezentat un număr mare de diapozitive cu flora spontană din zona lacului Oșu, munții Frasmaș. Fiind pasionată de natură, m-am auto-invitat într-o excursie organizată de dânsul și nu m-a refuzat. După prima dumneție în zona lacului Oșu, au urmat mulți ani de dumneții din toamnă, iarnă, primăvară, în care l-am avut partener de drum, pe muntele Ucigaș, pe subardul mare, subardul mic, făceam dumneții ocolind în lacul Roșu, admirând pietrele Badosului, piciorul Oii și alte zone minunate pe care le-am descoperit împreună. Este vorba de cheile Bicăjelului, unde ne-am aventurat, pe care le-am traversat prin apă, loc sălbatic pe care nu-l descoperisă de 11 ani de când veneam în zona. Discutam despre medicina tradițională chineză, în care credeam amândoi și aveam o intuiție asupra bolii pe care o aveau pacienții, stabilind cu ușurință diagnosticul și medicația. Era un tovarăș de drum care știa că natura trebuie admirată, savurată, în liniște, pentru a-i simți grandoarea. Voi rămâne în amintire cu aceste dumneții deosebite pe care mi le amintesc oriunde aș merge pe glob. A decedat la data de 8 octombrie 2014. Cu 6 luni înainte de deces, s-a mutat în Iași împreună cu soția sa. La 21 martie 2016 ar fi împlinit vârsta de 96 de ani. Un om volubil, vivace, care s-a retras discret din peisajul lumii medicale, fiind un exemplu pentru generațiile noi, pentru care ar trebui să reprezinte un model. Patrimoniul Muzeului de Științele Naturii din Roman cuprinde mai mult de 30.000 de piese care sunt împărțite în colecții muzeale. Un rol aparte îl au colecția de floră și cea de mineralogie. În cele ce urmează vom prezenta câteva dintre raritățile cuprinse în aceste două colecții, piese de mare valoare științifică, dar și sentimentală. Se remarcă aceste piese, în primul rând, prin unicitate, prin raritate, prin vechime, prin starea de conservare perfectă și, nu în ultimul rând, prin frumusețe. Prima specie la care mă voi opri se numește bulbucii de munte sau Trolius europeus, din familia Ranunculaceae. Această plantă ocrotită o putem întâlni în pădurile și pajiștele montane ale etajelor subalpine din Carpați. Este o plantă perenă, ierboasă, care se remarcă prin floarea mare, globuloasă, ca un buboc de trandafir, cu petale galbene, mai rar verzui. O plantă toxică, de altfel, datorită conținutului ridicat în alcaloiți și glicoziți. Colecția noastră se regăsesc două exemplare din județul Neamț, primul colectat în anul 1970 din zona Cheile Șugăului și cea de al doilea exemplar colectat în anul 1990 din zona Cabana Fântânel. O altă specie la care mă opresc este cârcelul, Ephedra distachia, din familia Netaceae. Un arbust sau un semi-arbust ocrotit, care are o morfologie, o organizare morfologică intermediară între gimnosperme și angiosperme. Este asemănător prin tulpinile subțiri și lemnoase cu cele de coada calului. La unele exemplare, vârfurile ramurilor se răsucesc ca un cârcel, de aici provine și denumirea populară. Este de asemenea o plantă rară, ocrotită, întâlnită
atât în păturile de foioase, cât și în zonele nisipoase din delta Dunării și din, de pe țărmurile Mării Negre. Exemplarul din colecția noastră, unul singur avem, datează din 1974, a fost colectat în zona Agigea, din județul Constanța, colectat și determinat de muzeograf Călărășanu Ilean. O altă specie importantă pentru noi, deosebită, aș spune, este garofița pietrei craiului sau Dianthus calizonus, din familia Cariofilaceae. Această plantă a fost descoperită pe crestele muntoase ale pietrei craiului din Brașov. Încă de la apariția ei, acest lucru a produs senzație și nedumerire în lumea științei. Pe de o parte, pentru că nu a mai fost găsită în niciun alt loc în lume, iar pe de altă parte, pentru că nu se aseamănă cu celelalte garofițe cunoscute. De fapt, nici astăzi originea acestei plante nu este bine cunoscută. Se crede că este o specie relictă străveche, care s-a aparținut unui trunchi din care s-au desprins actualele garofițe alpine din Europa. Supraviețuirea, ca să zic așa, acestei plante în masivul piatra craiului s-ar explica prin poziția oarecum izolată a acestui masiv. De fapt, nici aici, pe acest masiv, nu o găsim în totalitate, doar pe versantul vestic, dinspre Valea Dâmboviței, la limita etajelor subalpin și alpin. Așadar, o floare foarte rară, care se găsește într-un singur loc pe pământ, și anume în masivul piatra craiului, o specie endemică declarată monument al naturii. Din fericire, în colecția noastră dispunem și noi de un singur exemplar, care a fost recoltat în anul 1974 din această zonă, colectat și determinat de muzeograf Călărășanu Ilean. O altă specie deosebită, strugurii ursului sau Arctostaphylosuva ursii din familia Ericaceae, o plantă la care denumirea științifică provine din cuvintele grecești Arctos, care înseamnă urs, și stafile, care înseamnă strugure, este un arbust ocrotit, asemănător mirișorului și afinului. Fructele sunt mici, după cum se observă, roșii, de culoare roșie, comestibile. Un arbust sporadic răspândit în flora țării noastre, care se mai poate găsi prin munții Apuseni la Scărișoara, în Bucovina la Breaza și în masivul Ceafilău. Exemplarurile care dispune sau care se păstrează în colecția muzeului nostru datează din anul 1959 și a fost colectat de pe masivul Ceafilău de către muzeograf ungureanu Teodora. Tisa sau salva pichicantie sau Evomimus nana din familia Celastraceae este de asemenea un arbust ocrotit. A fost descoperit în anul 1903 în rezervația forestieră și floristică de la Bălteni din județul Vaslui de către botanistul Nice Constantinescu. Este o plantă care prezintă frunze persistente, care emană în totalitatea ei un miros urât și ale cărei fructe sunt otrăvitoare. Salva moale pitică, de asemenea, este o specie ocrotită, rară, relictă, care se găsește sporadic prin zăvoaie lungi și păduri de foioase, dar și pe stânci calcaroase. În cadrul colecției noastre se regăsesc 6 exemplare, unul care provine de pe muntele Domogle din județul Caraș-Severin, iar celelalte sunt colectate și determinate de doamna muzeograf Călărășanu Ileana din zona Roman între anii 76-79. Ajungem și la tisă.
acest conifer, care popula în trecut pădurile noastre de foiații și de conifere, din păcate, ea a fost distrusă aproape în totalitate, pentru că deține un lemn foarte valoros, apreciat, folosit în construcții peste măsură și în realizarea diverselor obiecte artizanale. A fost distrusă, repet, aproape în totalitate, poate și din cauza faptului că cetina sa este otrăvitoare pentru om. Se regăsește în flora țării noastre sporadic, în zona montană a întinsului sau pe tot cuprinsul arcului carpatic. În cadrul colecției muzeului nostru se păstrează 16 exemplare care provin o parte de la grădina botanică din Iași, o altă parte din băile Herculane din județul Caraș-Severin și în cele din urmă exemplare care provin din Climeș, comuna Făurei, județul Neamț. Cu remarca că sunt exemplare de tisă, în momentul de față, ocrotite la Pângărați, în județul Neamț, și cele de la Gura Pomorului din Suceava. Un alt element important pentru colecția noastră, zâmbrul, care face parte din familia Pinaceae, este un pin ocrotit, acest zâmbru, înalt de circa 22 de metri, 25 de metri înălțime, cu un trunchi gros. Este o plantă la care conurile prezintă semințe comestibile și miezul semințelor acesta este comestibil. Este de asemenea o specie valoroasă pentru flora țării noastre, foarte rar întâlnită, mai ales în masivele muntoase cele mai înalte. Am remarcat și un aspect, că această superbă specie de pin marchează cu coroana sa largă și cu cetinile acestea stufoase limita superioară a pădurii, acolo unde molidul rezistă cu greu frigului și vântului și de unde începe domeniul coniferelor târătoare, cum sunt șneafănul și ienupărul. O specie de asemenea decretată monumental naturii. Iar noi avem bucuria de a păstra în colecție 3 exemplare care provin de asemenea de la grădina botanică din Iași. O ultimă specie la care mă refer este o paița de stâncă sau silene zavatschi din familia Cariofilaceae, din aceeași familie cu garoafele. Este o floare fragilă, gingașă, întâlnită pe masivele, în zonele subalpine și alpine din Carpați. Observăm florile mici și grupate din inflorescență, flori care apar în lunile de vară, iunie-iulie. Este o specie endemică pentru zonele muntoase din Carpați și noi dispunem în colecție de un singur exemplar colectat în anul 1970 de către conservator Stegaru Alexandrina și determinat în același an de muzeograf Nichita Felice. Acestea, repet, sunt doar câteva dintre raritățile cuprinse în colecția de floră. Ele sunt mult mai multe. Un singur lucru mai rămas, că fac parte din aceste piese, aceste exemplare deosebite, fac parte din circuitul bunurilor culturale mobile, care fac sau sunt incluse în circuitul patrimoniului național cultural. În ceea ce privește raritățile din cealaltă colecție de care aminteam, și anume cea de mineralogie, vă va vorbi colega mea, muzeograf Gabi Vârca. Vă mulțumesc! Spre deosebire de colega mea, care la fiecare specie în parte a și menționat în câte exemplare sunt aceste specii rare în colecția muzeului nostru, n-aș putea să spun despre aceste flori de mină în câte exemplare sunt, pentru că fiecare piesă este unicat. Pe lângă mineralul pe care îl voi prezenta, va fi asociat și cu altfel de minerale. De exemplu, calcitul. Este prezent la noi sub forma trandafirilor de calcit, având ca loc de descoperire
tinere din județul Maramureș. El se prezintă sub forma acestor agregate cristalizate de culoare albă. Iar la periferie sunt prezente câteva cristale de cuarț de culoare albăsturie translucidă. Despre calcit vă pot spune că este unul din cele mai comune pietre semiprețioase de pe pământ și este un mineral ușor de modelat. Se găsește în marmură, în conglomerate, ca și o picanterie, așa este folosit și în mineraloterapie. Este o piatră care amplifică energiile și o piatră a purității, a perfecțiunii. Un alt eșantion prezent în colecția noastră este cuarțul. Cel pe care îl puteți observa este cristalul de stâncă, se numește așa pentru că cristalele sunt foarte bine individualizate, sub formă de maclă translucidă, cu luciu vitros, având ca drept loc de descoperire mina cavnic din județul Maramureș. Și el, ca și calcitul, este un mineral destul de comun, aproape că nu există mină pe suprafața pământului care să nu, în care să nu se găsească coarț. Sunt mai multe varietăți de coarț și aș putea să amintesc doar aici coarțul roz, citrinul de culoare galbenă, cuarțul fumuriu, amestistul și vă voi povesti despre amestis ceva mai încolo când o să vorbesc de geodă. Vă voi aminti de ochi de pisică sau de tigru, foarte niște pietre semiprețioase folosite pentru confecționarea bijuteriilor, cu deosebirea că acestea se obțin din cuarțul transparent prin, sub influența radiațiilor gamma. Cuarțul are proprietăți piezoelectrice, putând transforma energia mecanică în energie electromagnetică și invers, motiv pentru care este folosit în confecționarea aparatelor de mare precizie, a ceasurilor, a dispozitivelor radio. Un alt eșantion este opalul în combinație cu cuarțul. Acest eșantion este format dintr-o crustă de opal, cea de culoare albă, peste care s-au format cristalele de cuarț, având drept loc de descoperire tot mina cavnic din județul Maramureș. Opalul are proprietatea ca în lumină să se coloreze. Cel mai prețios opal este cel negru, care este și foarte rar și foarte scump, și la fel de valoros este și opalul cu nuanță roșiatică. Vă spun aceasta, nu se găsește în colecția muzeului, dar pe eșantioanele prezente vă voi aminti și despre aceste lucruri. Cel mai mare furnizor de opal din lume este Australia. Pirita, denumită și aurul nebunilor, pentru că este ușor confundat cu acel metal prețios, aurul. Acest eșantion prezent în colecția noastră prezintă, pe lângă pirită, acele fragmente mici de culoare galben-verzuie și cristale de cuarț. Locul de descoperire tot mina cavnic din județul Maramureș. Cuvântul pirită provine din grecescul pir, care înseamnă foc, pentru că grecii antici foloseau această piatră semiprețioasă în a produce foc în contact cu metalul, cu oțelul. Totodată se poate deosebi de aur pentru că conține fier și în contact cu mediul umed ruginește. Rodoprositul, un alt eșantion din colecția noastră, este format din cristale, din agregate cristalizate, de culoare roz. A fost descris pentru prima dată în țara noastră la Săcărâm, județul Hunedoara. Cel prezent în colecția noastră este de la mina Baia Sprie, județul Maramureș. Rodoprositul este un indicator al zăcămintelor de mangan, dar însoțește și zăcămintele de plumb, argint și cupru. Și revenim la varietățile de cuarț. Vă spuneam ceva mai înainte de varietăți de,
de cuarț roz citrin, adică de culoare galbenă, ametist, și agatul, care este o varietate de cuarț, la noi este sub formă de silice criptocristalină, tăiat și șlefuit, un eșantion din Brazilia. Frumusețea acestui mineral este dată de succesiunea benzilor îmbinate cu diferite culori, culoarea depinzând de elementul pe care îl conține agatul. Agatul însoțește de obicei geodele de ametist. Ametistul fiind o varietate de cuarț de culoare violet, culoarea fiind dată de prezența ionilor de fier, însă cel mai bun, să spun așa, este ametistul transparent. Ametistul de cea mai bună calitate. Ca loc de descoperire, Brazilia. Interesant este modul cum se formează aceste geode. Atunci când lava vulcanică se răcește treptat, prinde în interiorul ei bule de aer pe care se depun aceste minerale care în timp însemnă milioane de ani, cristalizează și formează aceste frumuseți, rarități. Florina, un alt eșantion prezent în colecția noastră, cu nuanțe de albastre sau violet și violet, însă întâlnim în natură și culoarea verde, care este numit smarald african, locul de descoperire China, este o principală sursă de flor și totodată la confecționarea sticlei pentru ochelari, lentilelor pentru ochelari. Și nu în cele din urmă, malachitul, o importantă sursă de cupru, nu este altceva decât cupru alterat, ca loc de descoperire Republica Congo din Africa, dar se întâlnește și în zona noastră, în România și în munții Ural. Probabil că știți de verde malachit, care este o substanță deosebit de toxică și totodată, conform dovezilor arheologice, această piatră semiprețioasă a fost folosită acum 3.000-4.000 de ani de către egipteni sau și de indieni pentru extragerea acelui pigment de culoare verde, pigment natural folosit ca vopsea, până în secolul XIII, când a fost descoperit pigmentul sintetic și n-a mai fost nevoie. Este o piatră deosebit de dură și greu de prelucrat. E folosită ca piatră semiprețioasă în confecționarea bijuteriilor și în stâlpii de susținere, pentru că este dur. Dar, în urma prelucrării lui, rezultă un praf deosebit de toxic, de aceea este și costisitor și destul de scump. Mai avem în colecție și alte eșantioane minerale pe care o să le puteți vizita, observa, când o să deschidem sala de expoziție temporară de la etaj. Vă mulțumesc! În a doua comunicare am dorit să fac profilul unui om dăruit cărții, profesiei sale, dar și un mare dăruitor de lumină sufletelor noastre, doamna Emilia Țuțuianu Dospinescu. Prin competență și experiență, știe să valorifice cartea, rolul ei în formarea personalității umane, să creeze acea atmosferă necesară atragerii unui număr cât mai mare de cititori. Calitatea și ținuta intelectuală i-au permis însă să-și intensifice eforturile sale culturale, ajutând contribuind nu numai la creșterea prestigiului bibliotecii, ci și la îmbogățirea cărții de identitate a romanului, dând un impuls vieții culturale. Din respect pentru istoria, pentru cultura și spiritualitatea acestor locuri, doamna Emilia Țuțuianu a avut o inițiativă lăudabilă, îndrăzneață, a înființării societății culturale George Radu Melidon și a apariției cărții Melidonium,
Revista, dar nu Societatea Culturală. Societatea Culturală, doamna Vega, doamna Vega, revista Melidonium, care a avut un succes mare chiar de la primul număr, datorită transmiterii tezaurului de valori lăsat de înaintași romașcani, personalități de referință națională și internațională, de personalități ale vieții culturale românești, creații artistice literare. Cu aceleași gânduri a înființat și editura Ușatinia, care și-a pus amprenta pe numeroase apariții editoriale de artă, de istorie, de monografii, albume de artă, dar în același timp de poezii, dar în același timp este și autoarea a numeroase articole, studii, comunicări științifice publicate în revistele locale și în alte reviste din alte orașe. Numeroasele distincții pe care le-a primit nobilează importanța realizărilor sale, iar numele dumneiei figurează în numeroase dicționare și antologii. Anul acesta, în luna ianuarie, a primit un premiu special în cadrul Galei de Cultură Nemțene pentru revista Melidonium. Doamna, faptele dumneiei a unui om dăruit, care lucrează cu seriozitate, cu consecvență, cu perseverență, sunt durabile, vor rămâne definitiv în istoria acestor locuri, în conștiința oamenilor și este un exemplu pentru un om direct implicat în viața culturală romașcană. Merită toată aprecierea și prețuirea. O să încep cu anuala, în ordinea cronologică a desfășurării acestora. Vă urez încă o dată la mulți ani de ziua Românului, de ziua noastră, rămașcanilor. Și să revenim la lucruri palpabile, lucruri reale, oameni care se implică cu adevărat în cultură și oameni cu adevărat de cultură. Să trecem peste așa zise, să zicem, fantasme din jurul nostru. După cum bine știți, Muzeul de Artă din Roma organizează două expoziții colective, dedicate în primul rând artiștilor romașcani. Este vorba despre anuala de pictură grafică și sculptură, care în decembrie 2015 a ajuns la ediția 11. S-a bucurat de un succes deosebit, au participat 34 de artiști din Roman, Piatra Neamț, Brașov, Sfântul Gheorghe. Au primit în jur de 200 de lucrări, pictură, grafică, sculptură, au fost selectate în jur de 140, atât cât ne-a permis spațiul muzeului nostru și, bineînțeles, pentru anotare adecvată, aerată, astfel încât fiecare lucrare, fiecare artist să poată fi admirată și să respire, da? Am selectat doar câteva imagini, nu sunt atât de, să zicem, calitative, mai ales că lumina de la muzeu este așa bună, cum știți. Poate da. Deci aici este chiar de la deschidere. Așa, câteva imagini. Ce am avut interesant la această anual? În primul rând tineri, mulți tineri, și în al doilea rând graficieni. Cum se știe, de ceva vreme Roma nu duce lipsă de graficieni. Dar la această anuală se pare că s-au întâlnit, așa s-au adunat și au dat întâlnire și au venit cu toții. Cel mai interesant moment a fost debutul unei tinere artiste, Cristiana Ursache, care este elevă doar în clasa a 10-a, la Octav Băncilă, la Iași, care are un curaj deosebit, aș spune eu, lucrează pe spații mari și denotă încă de pe acum o mână sigură, iar viitorul în artă este, să zicem, foarte strălucit, putem spune, de pe acum, dacă continuă așa. Dar, cum îi place să spună și ei, este încă mică
și să vedem încotro în dreaptă pașii următorii ani. Încă avem imagine de la deschidere, putem merge mai departe. Așa, o altă tânără speranță a artei mașcane este Ștefan Leonte. O artă modernă, o artă modernă de gust, simte culoarea, simte forma. Ce este și mai interesant este faptul că o să vă invităm și vă așteptăm cu mare drag pe 6 mai la expoziția personală a lui Ștefan Leonte. O să prezintă pictură, dar și grafică și fotografie. În același timp o să fie interesant pentru că o să avem un tandem, așa, două personale atunci, a lui Ștefan Leonte, dar și a domnului profesor Alexandru Paul cu fotografie. De ce? Pentru că la salon, acum deschis de aproape două săptămâni, a avut, să zicem, un impact deosebit fotografia prezentată de domnul profesor Paul Alexandru, drept pentru care ne-am gândit, l-am convins, mai așa, mai greu, dar și cu ajutor din afară, din partea domnului profesor Claudiu Andone, pentru o personală la Muzeul de Artă. Deocamdată mai mititică așa, pentru că se știe costurile pentru rămarea unor fotografii, în general vorbind de artă, sunt destul de mari. Domnul profesor l-a luat așa din scurt și nu are timp să pregătească atât de multe lucrări pe cât îi punem noi spațiul la dispoziție. Putem merge mai departe. Deci o să fie o șiruire de imagini cu lucrările de la anuală. Tot Ștefan Leonte aici. Mergem. Aici, Dorina Statopol. Dorina Statopol, binecunoscută publicului romașcan, în special la icoană. Foarte apreciată la icoană, dar altfel atunci când cineva vine să întrebe de, eu știu, de cineva care se lucreze o icoană, dacă au de ales, chiar între membrii ai Uniunii Artiștilor Plastici, știți cum e cu Uniunea Artiștilor Plastici, să știți că cea mai căutată în acest punct de vedere, în acest punct de vedere este icoană. La anuală nu a venit cu icoană, a venit cu o temă interesantă, pe mai departe, teme egiptene, din mitologia egipteană. La salon, în schimb, o să vedem în imaginile următoare, a venit cu icoană pe sticlă, în special. Da, mergem mai departe. Dorina Statopol. Este ce? Da, e o coloristă foarte bună, drept pentru care am considerat la anuală să acordăm o diplomă pentru pictură. Aici, Florin Mircea Zahărăs, fac o reprezentare, pot să spun că nu mai e nevoie, se simte energie, se simte mâna sculptorului sigură, de experiență cu experiență avem sculptură, dar și câteva grafice. Trebuie să fie și acela, mai încolo, cred. Aici avem o pictură cu prorocul, la fel. Da, cred că am sărit graficul, bănuiesc. Nu or să fie toate lucrările, pentru că sunt multe care au fost cu sticlă, sunt și acum la salon, și atunci fotografiile nu au ieșit prea clare, de pentru care nu le-am introdus în această prezentare. Aici este cineva de la Piatra, Oana Cătălina Gavriliu, o tehnică aparte, colaj. Mai departe. Doamna Viorica Vasilișin, cum o cunoaștem cu toții, acoarelele domniei sale au succes. De obicei rămâne fără acoarelele doamnei Vasilișin și chiar și acum la salon. Deja trebuie să înlocuim două. Da, mergem mai departe. Tot acoarelele domniei Vasilișin. Aici, că vorbeam de tineri graficieni. Avem aici un tânăr grafician, Florin Corotescu, student în anul de întâi la Facultatea de Arte Plastice la Iași. Promite foarte, foarte bine chiar. Da. Câteva portrete avem la anuală. Da, mai departe. Aici, iarăși un grafician mai timid, așa, pentru prima dată când a expus, o grafică mai, să zicem, în punte, da, pointilistă, să spunem, deosebită și chiar a fost de impact, dar vie. Dicoace, o acuarelistă, iarăși, cu un mare talent, graficiană, Georgiana Grigoraș, la fel mai timidă, și acum este la master la București, pe grafic. Dicoace, Adina Vasiliu, înainte era, și ea absolventă de arte plastice la Iași, o tânără speranță, da? Putem spune. Mai departe. Aici, am avut o temă, să zicem, dar nu avem teme impuse la anuală.
Avem aici lucrări pe spații mari, portret, încuraj aparte. În special acest portret, bunica a fost de impact și foarte apreciat, semnat de doamna Mihaela Șoiman, pe care o să regăsim și la salon. Aici este fetița doamnei Mihaela Șoiman, un alt portret. Încoace, violeta lăcătușu, așa cum o știm, culori vii, culori deosebite, a venit ales movul, violetul, de asemenea, violeta lăcătușu, lucrări pe violet, a fost chiar de impact. Încoace, o artistă, să zicem, mai tânără, în sensul de expunere, dar cu încuraj aparte, a avut o evoluție așa bruscă. Este vorba de doamna Elena Sârbu, care în momentul de față prezintă lucrări, în special decorative, deosebite și de impact. Deși nu are studii în domeniu. Da, toată lumea Sârbu. Încoace, domnul Constantin Adamovici, care a dat pe fugiți astăzi, da? Cum știm, peisajele domniei sale, special mănăstiri, mergem mai departe și trebuie să fie și pe la flori, așa. De asemenea și la salon a venit tot cu peisaje și flori. Încoace, Viorel Maxim, care ne-a surprins la anuală, cu peisaj. Un peisaj parcă nefiresc pentru mâna domniei sale și așa cum o știam cu toții, în general un abstract așa mai viu, dar la anual a prezentat câteva peisaje așa tomnatice. Da? Da, tot domnul de rămâne. Așa și câteva flori. Și, da, două flori am prezentat aici, la doamna Georgeta Stoian. Încercări, putem spune, pentru că, să zicem, un avantaj pentru artiștii plastici romașcani amatori este și acest fapt că acceptăm, îi acceptăm în expozițiile noastre. În alte orașe, dacă veți merge la expoziții, veți găsi doar membrii ai unui artiștilor plastici. Iar dacă o să faceți o comparație, să luați un filmuleț cu expoziție de la anuala noastră, de la expozițiile noastre, unde sunt și amatori, deci fără studii, chiar efectiv fără studii, autodidacți, și comparativ cu cele în care expun membrii ai Uniunii Artiștilor Plastici, cu facultate și așa mai departe, un dosar depus și acceptat și așa mai departe, s-ar putea să faceți alegerea, balanța să vină în favoarea romanului. Câștigă prin statut. Nu prin talent. Da. Sau acum, eu știu, facultățile se fac așa cum se fac, nu se fac cu pasiune. Dacă nu este pasiune în artă, nu are de unde să apară ceva frumos. Am admirat înainte câteva lucrări semnate Florin Mareș, unic prin colorism în roman și respectat de confrații săi, unde și apiști și amatori. Din pace, Sabin Pal, două lucrări deosebite, remarcate, în mod deosebit de public, la anuală. O temă interesantă a fost la anuală și foarte insistentă, aș putea spune, fluturile. L-am avut pe Adrian Stoian și pe Iulian Negru, arhitectul nostru Iulian Negru, vedem lucrările mai următoarele. Aici, da, Iulian Negru, în trei lucrări 3D, tema fiind fluturile. Și am mergem mai departe. Doamna Elena Antochi a prezentat la anuală câteva icoane. Aici una dintre acestea, dar și obișnuitele peisaje, obișnuitele teme floristice. Cristinele le-a prins acasă. De câțiva ani e cam surprindere. Nu știu dacă în mod special prea bine s-au plăcut, pentru că vine cu noutăți, cu încercări, deși publicul romașcan îl recunoaște prin acele lucrări gen mozaic sau graficile sale deosebite, de data aceasta prezintă lucrări lucrate, să zicem, în tabere organizate de Teatră Neamț, naturi statice, noi urăm succes, încoace, iar și o tânără speranță a artiștilor noastre și mai amatori. Doina Diaconu, care a prezentat câteva lucrări absolut deosebite, pentru că în anii trecuți n-aș putea spune că ar fi fost remarcat într-un fel sau altul
mod excepțional. Dar la anuală a prezentat câteva lucrări deosebite, un peisaj de toamnă, dar și câteva veneții și care au fost apreciate și chiar au fost, au plecat la casele lor. Din coace, Irina Lazar. Irina Lazar de obicei ne uimește pentru că încearcă să abordeze teme diverse, de la peisaj, flori, dar mai ales teme abstracte, deosebite. Cred că am introdus și câteva. Da, iar Irina Lazar, ia uitați, un peisaj atât de suav, cu un abstract, care poate să zicem o caracterizează mai mult pe Irina Lazar. Și la fel, pe 15 aprilie, o să vă așteptăm la Muzeul de Artă pentru o mini-expoziție Irina Lazar și lansarea cel mai recent volum de poezii al doamnei Irina Lazar. Din coace, avem o artistă plastică din Bacău, doamna Filimon, cu câteva peisaje. Da, mergem mai departe. Ne-a surprins pentru că în trecut doamna Filimon a avut o personală la noi, dar a prezentat cu totul altceva. Aici, prietenul nostru de la Sfântul Gheorghe, domnul Covaci Gheza, cu lucrările domniei sale în oțel, deși bolnăvior în ultimul timp, ține neapărat să ne trimită lucrări. Avem deja în colecția muzeului câteva lucrări de ale domniei sale. Da. Un nut, grafică realizată de Ovidiu Cărbușor. Cum știm, Ovidiu ne-a surprins întotdeauna, la orice colectivă. Niciodată nu vine cu aceeași temă sau cu aceeași tehnică. Niciodată. La anual a prezentat o grafică deosebită. Două nuduri a avut. Iar la salon a venit iarăși cu două lucrări excepționale în ulei. Aici, să zicem, un proiect deosebit. Semnat Iulian Bulai. Un tânăr romașcan, care putem spune că face furoră și în străinătate. De la Tămășeni, așa. Corect. Da, să ne întoarcem un pic. Este un proiect al domniei sale, realizat în Norvegia, pentru că acolo locuiește acum. Proiectul său inițial cuprinde vreo 100 de lucruri portrete din aceste busturi în ceramică, da? Care reprezintă o actriță norvegiană care suferă de sindromul Down. Au fost expuse la muzeul din Oslo toate cele 100. La noi n-a putut să trimită decât 3, pentru că transportul e dificil, lucrările au fost aduse pe brațe, foarte bine adaptate, fragile de părinții săi. Și da, corect, costă. Dar e extraordinar că își amintește de Roma și de unde a plecat, de locul unde a plecat și colaborarea noastră va continua și pe viitor. Acestea sunt lucrările Cristianei, tânăra noastră speranță, clasa a 10-a, spuneam că lucrează pe spații mari, grafică, în special profiluri. Prima era la profil, dar are o imaginație deosebită, bogată și care o ajută enorm. Așa, a doua, și aici o să duc mai repede așa, salonul. Salonul este pe simetrele noastre, drept pentru care să trecem mai departe și doar vă provoc ca să ne treceți pragul și să le admirați pe viu lucrările. Așa. De data aceasta am avut doar 28 participanți, dar lucrări tot cam vreo 200 am primit, diverse dimensiuni. Iată imagine de la deschidere, chiar o avem acolo în stânga, pe Cristiana. Așa, domnul Teamu, iată. O speranță și mai tânără, de care chiar o avem și pe aici, prezentă. Da, așa, făcut mânuța. La propunerea domnului profesor Claudiu Andone, cu care noi, Muzeul de Artă, avem o colaborare deosebită, știm că este considerat de altfel cel mai bun pedagog ale desenului din roman și este un grafician deosebit. Prădea și la Domnul Dens, da, arta. La propunerea domniei sale, am inițiat anul acesta la salonul de primăvară și secțiunea junior. Domnia sa a adus-o pe Teodora, o să-i vedem lucrările mai încolo un pic, de 8 ani. Noi am adus-o pe Alexandra, care are doar 5 anișori și ați văzut-o acolo în fotografie, cu lucrările. Deasupra erau lucrările ei. Așa că avem speranțe și mai tinere aici la Roman, așa că arta este pe mâini bune. Da, asta era noutatea la salonul de anul acesta. După cum bine știm, salonul este dedicat zilei orașului Roma. Este la a patra ediție, tocmai pentru a-i provoca pe artiștii plastici să lucreze și teme referitoare la Roma.
personalități, locuri, case care au dispărut și mai departe. Și am avut la fiecare ediție surprize deosebite. Și anul acesta am avut. Dacă am avut, trecem așa ușor-ușor, Doina Diaconu, câteva peisaje și naturi statice absolut deosebite, spun eu. Da, iată o natură statică a Doinei Diaconu. Da, următoarea. Așa, Elena Sârbu, de care vă vorbeam. Foarte abstractă, deosebită, Elena Sârbu. Are culoare aparte. O primăvară a Elenei Sârbu. Doamna Elena Antoche, cu încântătoarele florale și alături peisaje, de data aceasta și o marină chiar. Da. Domnul Adamovici, flori și peisaje domnatice. Da. A plecat, a dat pentru fugițe, că doar are lucrare. Da. Așa. Doamna Viorica Vasilișu, la fel cu acuarelele domniei sale deosebite, care încântă întotdeauna. Da. Doamna Viorica Maxim, parcă mai așa, ca acasă. Parcă ne aduce aminte de cum lucrau, dar cel puțin cum l-am cunoscut eu atunci când am ajuns la muzeu, lucra abstract. Și iată că a venit cu 6 lucrări, 3 primăveri, 3 fereste. Domnul Mareș, avem și Sena aici, la domnul Mareș, deși spunea că n-a fost niciodată, deci o imaginație aparte. Fetița de 8 ani, Teodora, cu 3 lucrări, mai sunt câteva, așa a doua și a treia urmează, și a treia. Da. S-ar putea că dacă le așezăm fără nume și fără ani, lângă alți artiști, așa mai adulți, să nu descifrăm. Aici, doamna de la Piatra, Oana Petrădina Gavriliu, de data aceasta n-a mai venit colaj, Ștefan Leonte, de care vă povesteam, cu câteva lucrări deosebite, eu cu mine aici, spre exemplu, se intitulează lucrarea, pornind chiar de la semnul OK, da? Domnul Zaharăscu, cu 2 portrete în lei remarcabile. Și 2 pasteluri, mâini cu lumină. Și avem și un studiu mână, marmură. Da. Ovidiu Costel Cărbușor, cu peisajele de care vă vorbeam. De data aceasta, dacă la anul ăla a prezentat grafice, nu? De data aceasta a venit cu ulei înfuțit, foarte, foarte bine realizat. 2 lucrări sunt, cred că l-a prins, dar 2. Aici este o doamna Monica de Carp, cu maternitate. Da. Domnul Bamanu, de la Piatra, începe mai repede așa. Domnul Olteanu a prezentat câteva lucrări, de asemenea, în toamnă, vă așteptăm la personal a domnului Olteanu, nu în septembrie, cum a spus, ci în octombrie-noiembrie. Irina Lază, din coace, Cristiana. Aici este Cristiana, cu profilul dimensiuni mari. Ia, tot Cristiana. Așa, tot Cristiana a trecut și la un pic de culoare de data aceasta. N-am asta. Nu sunt toate lucrările, cred. Așa, nu știu care ar mai fi, ca să trecem la cealaltă. Da, zic să trecem la romanul în alta plastică. Romanul în alta plastică. De ce? Au fost artiști dintotdeauna care au pus pe pânză imagine cu romanul. Au imortalizat romanul, da? Dacă anul trecut am început, pentru că n-a reușit, internetul ăsta are o problemă și n-a ajuns o lucrare în carte, asta se întâmplă. De data aceasta am încercat să fac un colaj cu cele mai recente lucrări care reprezintă romanul. Da. Și avem cu domnul Mircea Răzvan Ceacăru de la Piatra, o primă lucrare care este deja donată, domnul Mircea Zaharescu, roman întemeietorul, după proprie viziune, să zicem, da. Domnul profesor Gheorghe Ameceban, l-avem deja, realizat de domnul Zaharescu. Episcopia, de iarăși o tânără speranță, Alina Vasile, da. Ovidiu Costel Cărbușor, cu Episcopia, înțeles în viziunea domnului sale. Muzeul de artă, tot Ovidiu Costel Cărbușor. Este. Și Biblioteca Municipală, ceea ce era Dumnezeu, tot de Ovidiu Costel Cărbușor. Da, următoarele. O lucrare în colecția muzeului, realizată ceva ani în urmă, dar donată recent, este Roma în podă, văzut de pe o fereastră a primăriei, realizată de regretata doamna Viorica Gușul. Doamna Viorica Gușul, centrul romanului.
Și lucrările de anul acesta ale lui Ovidiu Costel Cărpușor, cele două peisaje, care reprezintă peisaje de pe dealul Mării. Dana Mihaela Șoiman, cu Muzeul de Artă din Roman. Iată că avem și muzeul, în sfârșit. Vila Pocaș, tot Dana Mihaela Șoiman. Domnul Mareș, cu două zone din preajma Zahărului, Danu Piana, două case căi. Domnul Frunză, în stilul său propriu, cu podul vechi, podul de lemn, podul de fer și centrala mai nouă. Și două peisaje cu Moldova. Așa, mai departe. Și ce a fost cel mai interesant au fost portretele al lui Calistrat Hogaș, al lui Cervidache, care deja face flori, pot să spun. Și mai este al lui Cervidache. Cred că l-am pus, cred că nu l-am avea sticlă, din păcate. Așa. Dar de ce vreau să mă opresc un pic la Cervidache? Pentru că în iulie o să vă limităm la o personală dedicată lui Cervidache, portrete realizate de Dana Mihaela Șoiman, în premieră. Și cel mai interesant, portretele ultimilor proprietari ai Muzeului de Artă. Familia Roiu, Constantin Roiu, cum așa cum era cunoscută în familie Costică și Duduia. Vă mulțumesc! Cred că v-am obosit deja. Domnul Ovidiu Trifana, care am târziat și am lăsat scuzele de rigoare la urmă, cu lucrarea medicului Mihai Burada, animator al Vieții Culturale Romașcane. Am să încep cu câteva precizări. Domnul Iulian Bulai l-a avut ca mentor pe secretarul nostru profesor Gheorghe Tonița. Tânsului a fost, era cu dânsul alocat la început și Cristiana Osace cu domnul Iosif Haidu. Și a realizat Calea Crucii în cadrul seminarului, când se urcă de la Parte până la etajul 2, Calea Crucii, toate sculpturile făcute. Are și o piesă de teatru, a doua venire a lui Iisus, tot de Ian Bulai, este un tânăr deosebit. La Franciscan, da. Mă laud că sunt contemporan cu dânsul. Despre medicul Mihai Burada. Probabil că la origine a avut un strămoș de origine turcă, pentru că în turcă Burada înseamnă aici, Shuada acolo, Burada înseamnă aici. Acum accentul este pus deosebit. Burada, Burada. Dar nu era grec. Nu grec, ci turc. Dacă era grec. Mulțumesc. Dacă unele cercetări actuale atribuie muzicii o vechime de aproximativ 40 de milenii, iar altele chiar mai mult, este posibil ca tot de atâta timp să existe o corespondență biunivocă între muzică și medicină. Este cunoscut faptul că vrăjitorii din societățile tribale își însoțeau actele terapeutice cu incantații practicate în cadrul ritualurilor magice. Conform unei mentalități arhaice ancestrale, cele două acte, atât cel muzical cât și cel ritualic, contopite într-o simultaneitate organică, trebuiau să aibă ca rezultat vindecarea pacientului. Căci, așa cum spunea și muzicianul nostru filozof, Cervidache, muzica are darul de a-l atinge pe om acolo unde nu ajunge nici cel mai profund gând. În felul acesta ne putem explica vindecările miraculoase datorate meloterapiei. În felul acesta ne putem, și tot așa ne putem explica faptul că foarte mulți dintre servitorii lui Hipocrates sunt prieteni buni sau chiar intimi și cu Euterpe. Unul dintre aceștia a fost și medicul muzician Mihai Burada. Personalitate complexă, la formarea căreia au contribuit în egală măsură atât Hipocrate cât și Euterpe, medicul și muzicianul Mihai Burada, romașcan prin adopție, a marcat viața culturală a romanului nostru, începând cu decenul 8 al secolului al XIX-lea și până în preajma Marii Uniri, de la 1918. A fost al patrulea din cei 6 copii al lui Tudorache Burada, descendent unei vechi familii de cărturari din Ținutul Odobeștiului, care, în timp, a urcat pe scara ierarhică a rangurilor boierești, până la cea de vornic în capitala Moldovei.
Soții Tudorache și Maria Burada s-au aflat timp de 3 decenii în fruntea inițiativelor culturale și artistice din Iași. 3 dintre copiilor, Gheorghe, Teodor și Mihai, s-au remarcat prin aportul lor deosebit de valoros la dezvoltarea muzicii românești. Primul, Gheorghe Burada, a început să studieze vioara în familie, apoi a continuat la Paris, Viena și Dresda. A fost dirijor al Corului Mitropoliei din Iași, șef de orchestră la Teatrul Mare din Copop, profesor al la Conservatorul de Muzică și Declamațiune din Iași, autorul unui manual de teorie a muzicii pentru elevii acestei instituții. A compus o recuvertură națională, muzică de cameră, potpuriuri naționale și liturghii. Celălalt frate, Teodor Burada, a studiat și el vioara, mai întâi în familie, apoi a continuat la Conservatorul din Paris, în paralel cu Facultatea de Drept și, surprinzător, Școala de Drumuri și, Șosele din capitala Franței. A fost profesor de vioară, violonist, concertist în țară și peste hotare. Aria preocupărilor sale a cuprins cercetări de arheologie, istorie, vechi drept românesc, etnografie și folclor, filologie. Este considerat ctitorul muzicologiei românești și al istoriografiei teatrului românesc. În domeniul compoziției a scris muzică de cameră și corală. Născut la 1 martie 1841, Mihai Burada a început studiul muzicii la Iași, ca și ceilalți frați ai săi, apoi a continuat la Paris. Tot aici a urmat în paralel Facultățile de Științele Naturii și Medicină, obținând doctoratul în medicină în 1867. În 1970, medicul Burada a venit la Spitalul Precista Mare din Roma, unde a pus bazele unui laborator clinic, utilat cu aparatură importată din Germania, a introdus dezinsecția cu acid fenic, și, sub influența școlii franceze, unde s-a format, a modernizat terminologia limbajului medical. Casa lui Burada, azi demolată, bineînțeles, se afla lângă Spitalul Vechi, pe strada Speranței, nume predestinat, la numărul 10. Putem spune, fără exagerare, că la nivelul romanului de atunci, locuința lui Burada era sediul unor adevărate șubertiade, odată ce aici se reunea periodic elita intelectualilor romașcani. Medicul Mauriciu Riegler, fost primar al Romanului, farmacistul Johann Werner, pianist, avocatul Alexandru Mustea, pianist, dirijor al Corului Episcopiei, fost primar al Romanului, profesor de matematică Emanuel Zilberg, violonist și pianist amator, director al gimnaziului Roman Bodă, precum și personalități ale culturii românești, cu scriitorul Calistrat Hogaș, cu cele 3 fiice ale sale care cântau la pian, compozitorul Enrico Mezzetti și soția sa Elena, soprană la Opera Națională din Iași, Teodor Burada, violonist concertist de talie europeană, George Enescu, cu ocazia unui turneu, primul la Roman, din 1915. Majoritatea celor care veneau la aceste serate muzicale au constituit nucleul viitoarei societăți culturale Miron Costin. În 1907, împreună cu un grup de intelectuali, printre care doctorul Nicolae Chinez și profesorul de limba română Nicolae Apostol, mentorul viitorilor scriitori Cezar Petrescu și Mihail Sadoveanu, a luat inițiativa înființării unei școli de adulți pentru vârstnicii analfabeți. Încurajați de impactul pozitiv al acestui demers, ei au hotărât înființarea Societății Culturale Miron Costin, al cărui membru fondator și președinte a fost, până în 1918, medicul Burada. Activitatea societății era orientată spre acțiuni de ordin cultural și filantropic. Aici au susținut conferințe personalități din elita culturii românești. Xenopol, Iorga, Ogaș, Teodor Speranția, Ovid Densușeanu, Gala Galaction, Mihai Sadoveanu, Iona Gârbiceanu, George Topărceanu, frații Alexandru și Ionel Teodoreanu, nepoți pe linie maternă a lui Gabriel Muzicescu, Liviu Rebreanu, aici a concertat George Enescu, Enrico Mezzetti, Alexandru Vârgolici, bariton romașcan, solist al operii din București, frații Teodor și Mihai Burada, primul violonist, al doilea pianist. Aici au concertat și formații corale ale Episcopiei și seminarului Sfântul Gheorghe din Roman,
dirijate de compozitorul și dirijorul romașcan Dumitru de Botez, cel care a și pus bazele școlii românești de dirijat coral. De asemenea, tot aici au concertat Societatea Corală Armonia din Cernăuți, corurile școlii normale Andrei Șaguna și Academiei de Teologie din Sibiu, ale Ateneului Popular Ionuca Caraceale din Bacău și Ateneului Popular din Iași. În paralel cu obligațiile profesionale de medic, profesor de geografie la Gimnaziul Roman Vodă și de igiene la Seminarul Sfântul Gheorghe, pianist-concertist, dar și cu activitatea reanimator al vieții culturale romașcane, Mihail Murata și-a găsit timp și pentru a-și transmite gândurile și sentimentele prin creații muzicale miniaturale. Pentru aceasta a preferat genul mai intim al muzicii de cameră, afirmându-se ca un subtil și galant muzician salonar. Piesele sale, destinate pianului, poartă amprenta stilului de compoziție clasico-romantic și au fost tipărite la Paris sau Leipzig. Unele dintre ele poartă titluri de dedicații: La Brune, La Creole, Danse Capricieuse, opus 9. Cel mai cunoscut a fost Le Bel de Roman, opus 23, un vals de salon în stilul celor vieneze, lucrare care, ca și celelalte, prin dedicația precizată, ne trimit cu gândul la întruchipări ale frumuseței feminine ce au aparținut romanului. În afară de genul cameral, Mihai Murata a compus și lucrări corale, cel mai cunoscut fiind Marșul Societății Vânătorilor din Roma, pentru cor bărbătesc, amintind prin verba discursului muzical de celebrul cor al vânătorilor din opera Freischütz a lui Weber. Din punct de vedere al antropologiei urbane, prodigioasa activitate a medicului Burada, ca unul din mentorii vieții culturale dintr-un orașel de provincie în care toată lumea cunoștea pe toată lumea, se înscrie în area de preocupări extraprofesionale pe care le aveau intelectualii și clasa de mijloc la început de veac 20. Existența unei societăți culturale, cum a fost Miron Costin, dovedește faptul că exista un public permanent, cultivat, dornic de a ieși din amorțeala specifică târgurilor de provincie. În acest sens, viața culturală din romanul primei jumătăți a secolului al XX-lea ne apare surprinzător de bogată pentru o populație raportată la o populație de 21-22.000 de locuitori, când dau un recensământ din 1937. Numărul mare al spectacolelor de muzică și teatru găzduite pe scenele romașcane este confirmat și de un document al primăriei în care se precizează că în perioada 1 aprilie-2 iulie 1919 la Teatrul Modern avuseseră deja loc 37 de reprezentații, urmând încă aproximativ 100 anunțate până la sfârșitul anului. O tempora. Subliniind importanța aportului lui Murata, un alt medic romașcan, Epifanie Cozărescu, pasionat de muzică, afirmă, în paginile unei proiectate, dar nefinalizate, cronici muzicale, că personalitatea confratelui său s-a făcut curând simțită în tot orașul, el contribuind astfel la răspândirea gustului pentru muzica de factură cultă. Din păcate, familia Murata a fost marcată de niște evenimente tragice. Decesul succesiv și rapid al celor trei copii, cauzat de o boală incurabilă pe atunci, pe care Cozărescu, din delicatețe, nu o precizează. Prietenii săi au continuat să se întâlnească acasă la profesorul Zilberg, devenit între timp director al liceului Roman Vodă, sau la avocatul Mustea. Dar, la insistențele prietenilor, Murata a început să participe din nou la aceste întâlniri, cântând însă destul de rar. A știut cu siguranță că ceea ce îți oferă muzica e mai presus decât orice formă de compasiune verbală. Nu după mult timp, pe 7 noiembrie 1918, Murata a plecat să asculte și muzica sferelor celeste, după ce se bucurase toată viața de muzica pământeană, a cărei origine se află tot în astral. Dacă ținem cont de faptul că tot ce apare în câmpul conștiinței se transmite prin relee psihosomatice asupra întregului organism, atunci vom înțelege de ce muzica, formă de comunicare directă, infraverbală, constituie un obiect de studiu pentru meloterapie, dar și o pasiune pentru cei care o practică sau se bucură de ea.
cele două vocații de medic și de muzician s-au contopit organic și în sufletul celui care a fost medicul și omul de cultură, Mihai Buradan. Mulțumesc.